Lăudat să fie Domnul! A fost o științare din partea Domnului, căci vremurile s-au scurtat, s-au arătat o învălmășală peste pământ și pacea s-a luat. În schimb, e plin de frică, de groază peste tot. Și în toată învălmășala aceasta și în toate lucrurile acestea care se petreceau, erau puse și pregătite să se dea lumii întregi anumite legi care nu ne va mai lăsa să ne adunăm aici. Așa cum stăm acum seara aici și Domnul spunea, adunați un de lemn, căci acum este și se poate. Aș vrea să mai spun o vedenie care am avut-o ceva mai de mult și am mai spus-o la unii frați și m-au îndemnat și să o spun, dar nu numai frații m-au îndemnat, m-au îndemnat Domnul, mereu presează asupra mea și vreau să o spun înaintea dumneavoastră. Era pământul întunecat, iar la orizontul lui, pe cercul lui, a apărut o luminiță foarte mică. Și venea spre mine luminița și cum venea, creștea și la anumită distanță m-am dat seama că e o ființă. Și venind spre mine și crescând, m-am dat seama că e o mireasă și strălucea. Și apropiindu-se de mine, am văzut de fapt că rochia ei de mireasă nu era albă așa cum trebuia să fie, ci era pătată cu pete mari roșii. Dar de strălucit strălucea. Apropiindu-se mai mult de mine, am văzut că avea și podoabe, dar erau podoabe false, nu erau originale. Și venind chiar aproape de mine, am văzut pe pieptul ei, așa avea agățat, așa ca o tablă, să zic eu, așa ca ceva, pe care scria Biserica Apostată. În urma ei, pe unde trecea, avea un șlaier așa lung, o trenă foarte lungă. Rămânea numai scrum, tot era uscat, nu mai era viață, nimic, ca și cum să ne putem imagina după o bombă atomică. Și venea și era așteptată într-un stadion, dar eu așa stadion n-am văzut de când sunt de mare. Și intrând acolo în stadionul acesta, era plin, tribunele toate erau pline și lojele, cum le spuneam noi și spunem, lojele pe românește, deci în față, locurile care se vedeau, se vede cel mai bine, lojele erau, am putut să văd, să mi se facă de cunoscut, că nu-i cunoșteam, că erau frați din conducerea poporului nostru, deci de pocăiți. Și când a venit mireasa aceasta și a intrat în scena asta, care era în mijlocul terenului de acolo, toți s-au ridicat în picioare și au început să o aplaude și s-a început să se cânte cântările noi care invadează bisericile noastre, care li se mai spune și cântări de laudă și închinare sau cântările stil Hillsong care se cântă foarte mult și la noi tinerii le îndrăgesc. Când toți s-au ridicat în picioare și aplaudau și se cânta, câțiva foarte puțini sus, îmbrăcați în haine albe, au dispărut, au fugit. Atât a fost vedenia, dar eu nu am înțeles chiar așa de mult și chiar dacă am înțeles, nu știam cum să abordez lucrurile și ce să spun, decât să spun vedenia și mulți nu înțelegeau nimic. Și m-a rugat Domnului și am stat de vorbă și cu oameni care cântau cântările astea și îi vedeam, erau cercetați și mi-au spus ei că ei când cântă simt așa o cercetare deosebită. Și m-a rugat Domnul și am întrebat pe Domnul și Domnul a spus, într-adevăr că sunt cercetați, dar de un duh străin. Toți cei care acceptă închinarea în felul acesta, prin cântările acestea, se leapă de mine, mă scoate pe mine afară din lucrare, din bisericile în care se acceptă lucrarea aceasta. Am vrut să spun, pentru că văd că sunt unii și tineri și mai în vârstă, care nu știu, nu cunosc cântările acestea și nu știu de unde vin și ce-s cu ele.
Și am mai vrut să spun pentru că văd că lucrarea aceasta intră tot mai mult în biserica, chiar în biserica noastră. Cine are urechi să audă, spune Dumnezeu. Amin.